Deci, așa cum v-ați dorit cu toții, astăzi am să vă povestesc continuarea cumva la episodul trecut cu școala de șoferi. Și anume cum am dat și luat examenul auto din prima, atât sala cât și orașul. Păi, era o marți, așa mai pe după masă, când am fost eu cu un pix în mână și sute de teste picate la sala de examen, unde urma să dau examenul scris. Acum, stresul era ca un bolovan pe capul meu, vă dați seama, pentru că timp să-l pic pe ăsta și să mă reprogramez pentru altul nu aveam, pentru că aia era efectiv ultima zi de dosar, iar examenele date pe aplicația aia enervantă de pe telefon, clar nu le trecusem, bă, dar niciunul, așa că am intrat exact ca Mirul în cușca cu lei, ce mai? Bine, asta după ce am stat vreo 3 ore la coadă, după toți oamenii aia care își pierduseră carnetul. Mă prezint eu acolo în fața examinatorului, îi dau buletinul, mă trimite ăla la un calculator care mai era și defect după ce că mergea ca o mașină de spălat și bă, după vreo jumătate de oră de concentrare intensă, cu o sudoare pe mine de zici dracu că am fost la muncă de câmp, ca să vezi, prin minune, am trecut. Cu 22 de puncte din 26, la mustață, ca băieții. Ies eu imediat victorios din sală, îmi ui dracu și buletinul și totul pe acolo, ies la aer și când să dau să mă întâlnesc cu instructoarea, vine marea întrebare. Și anume, dacă l-am luat, la care răspund cu mândrie că da, iar după dacă m-am și programat la oraș, la care... eu mă uit în gol, înghit în sec, mă rostogolesc de nerv vreo 2 minute pe jos, mă ridic, mă scutur și intru să stau la coadă încă vreo 5 ore până să-mi găsesc buletinul și să-mi facă aia afișa de oraș. În fine, fast forward până în ziua examenului, a.k.a. traseul. Ajung eu frumos în zorii dimineții în față la Casa Științei, așteptând să văd pe cineva cunoscut, ce anume pe instructoarea mea, să-mi spună ce naiba trebuie să fac. Trece o jumătate de oră și puf, apare și cu o mare cafea în mână și așa, în timp ce sorbea în ce din ea, mai băga câte o vorbă două de încurajare, gen: hai, Alexandru, să nu cumva să mă dezamăgești, ține minte, scaun, oglinzi, centură și dai drumul, da? Da? Hai, hai, curaj, bărbat fac din tine. Și în timp ce făcea pe acolo pe majoreta, vine un polițist supranumit și Ghiță. Ghiță care aveam să aflu imediat după ce l-am întâlnit că era recunoscut pentru exigența sa. Plus multe alte povești din care rezulta că el a picat o grămadă de copii, indiferent cât de buni erau. Păi, vă dați seama că după ce am aflat asta, în secunda 2 mi-am făcut o cruce 2-3, am tras aer în piept, am luat o gură din cafeaua instructoarei mele și dus am fost. Intru în mașină, mă uit îndurerat la martorii din spate, o fată și doi băieți care urmau să dea și examenul după ce îl picam eu. Intră neaghiță polițistul în mașină, trântind ușa și l-aud deodată urlând: hai, da, să-i dăm drumul că avem toată ziua! Hop, 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 hop! Bă, și în momentul ăla, efectiv, mi s-a blocat creierul. Ce verificat de oglindă, ce tras de centură, ce frână de mână, să mai știu eu. Când a zbiat la un hai, o dată! La mine, direct am dat pe ambreiaj și accelerație de mi-a murit motorul la prima plecare de pe loc. Se uită la urât la mine, fierbând de nervi în sina lui, băieții din spate parcă dădeau să râdă un pic și eu efectiv priveam în gol, gândindu-mă dacă deja sunt picat sau nu. Dar neaghiță nu vedeam să-și noteze mare lucru la mine în dosar, așa că îmi revin repede, verific toate drăciile alea, trag frâna de mână și frumos am plecat de pe loc fără nicio problemă. Bun, toate bune și frumoase, până când neaghiță la un moment dat pe traseu m-a pus magic să o iau la stânga. O stânga care mie personal mi se părea un pic suspectă, pentru că eu unul nu o știam tocmai legală. Iar în momentul ăla m-am prins că poate e o schemă din aia pe care o mai făcea el ca să mă pice instant dacă o iau pe interzis. Așa că m-am oprit un pic și i-am răspuns și eu la rândul meu cu o schemă. Și anume, am început să repet ca ultimul papagal tot ce zicea el, rar și răspicat, în speranța că nervii lui nu o să reziste să-mi dea vreo direcție greșită de urmat, pentru că în secunda 2, propoziția lui urma să fie repetată în următoarele 5 minute în cel mai enervant mod posibil de către moi. Alexandru, aici la stânga, haide! Ați spus la stânga aici, da? Da, hai da! Deci la stânga să fie la următoarea intersecție sau aici?
aici, aici. Ah, gata, am trecut de ea. Lasă, bine, acum fă-o dreapta, aici. Ați spus aici, aici, la dreapta sau imediat următoarea la dreapta? Și tot așa, înțelegeți voi? De s-a săturat săracul om, parcă de mai avea un pic și sărea din mașină. Așa de nervos ajunsese să fie. Astfel încât după vreo 3 încercări din astea de a mă induce în eroare, Neaghiță a renunțat efectiv să mai îmi spună ceva, terminând discuțiile cu mine în următorul fel. Auzi, ia du-te tu de capul tău, că tu râvezi aici. Zis și făcut, m-am băgat eu frumos pe traseul pe care îl exersasem cu instructoarea mea și pe care îl știam cel mai bine. El la un moment dat, când am trecut pe lângă o parcare, îmi spune el brusc să o bag cu fața. Intru eu ca băieții fără nicio problemă, nu iau nicio oglindă de-a vreunui nefericit cu mine, trag frâna de mână și direct, parcă l-avea deja pregătit, îmi întinde el așa în față dosarul pe care la ce scris de doctor avea, nu aveam cum să înțeleg dacă scrie admis sau respins, dar la modul în care mă privea, real, nu cred că mai voia să mă vadă vreodată în mașina lui, așa că am presupus că m-a trecut. Ies eu din mașină, arunc o privire către martorii din spate să le citesc ciuda de pe față când m-au văzut admis și dau să plec spre casă, așa, cu piciorul ăla obosit, la cât de stresat asta, săracul pe ambreiaj, de mai avea puțin de pica naiba pe jos. Bine că am terminat cu examenul la timp. Băiatu, dacă tot ai rămas până la final de video, poți alege scriindu-mi în comentarii care să fie videoul de miercurea viitoare. Nu miercurea de săptămâna viitoare, ci cea de peste 2 săptămâni, deoarece oficial sezonul 1 al jurnalului lui Daragiu s-a încheiat. Așa că pe 31 luna asta o să apară primul episod din sezonul 2, care vreau să fie ceva cu adevărat special, și anume alegeți acum în comentarii dacă vreți să vedeți un episod în care să vă povestesc cum cred eu că gândește un câine, având-o pe Tessie ca exemplu, sau cum cred eu că gândește un taximetrist, mai ales unul de prin București. Și vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost aici, episod după episod, săptămână după săptămână, comentariu după comentariu. Țin la comunitatea asta pe care am creat-o și sper că o să ne distrăm mult și de acum înainte. Vă pup și vă iubesc și haida, spor la ales!